Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la pentru prima dată în istoria României a fost deschis circulației un troson de autostradă fără să se facă nicio inaugurare. Trebuie să se fi întâmplat ceva. De asta s-a întâmplat, nu mi-aș imagina niciodată că va fi posibil așa ceva în această țară. Unde știți prea bine, se taie panglica cu sobor de preoți, notabilități locale, cu serbare, cu jocuri populare, până și la un WC-ul public se face așa. Ieri a fost deschis pe Tăcutelea, modest, așa cum poate ar și trebui, de fapt, sectorul de 13 km de autostradă dintre Sibiu și Boița, pe A1, la intrarea pe Valea Oltului. Excelent. Da. Mai sunt încă 7-8 troțoare de făcut, alea care sunt mai grele, dar nu contează, este acest nimic. Băi, bun. Și asta a fost, e singurul tronson de autostradă deschis anul acesta în România. Și te gândești, bă, poate de asta s-au rușinat autoritățile să nu-i întrebe oamenii, bă, dar de ce e singur? Că asta cu rușinea nu ține. Nu, ci pentru că lucrările au fost realizate de o firmă austriacă. Firma austriacă. Nu cred Port, așa ceva. Ba da, și au făcut-o și înainte de termen. Au lucrat oamenii. Au vrut să plece mai repede. Da. Pe traseu este și un viaduc spectaculos. Sunt imagini, căutați viaduct Tălmaciu. Este foarte frumos. Te face să înțelegi de ce aceste lucrări se numesc geniu civil. Lucrări de geniu civil. Da. De altfel, asta e. Lotul ăsta de 13 km am citit că are 27 de poduri și pasaje și 2 noduri rutiere. Deci s-a lucrat serios acolo, scrie publicația de site-ul de fapt.ro. Sunt și senzori de polei pe tronsonul ăsta, ceea ce înseamnă... Luca, polei, bre, dacă e polei, da, polei se afișează, sunt panouri de alea mari și scrie polei, reduceți viteza, toată lumea le ignoră, urmează accidentul în lanț. De ce n-a scris mai mare? Da, asta este. Deci nu s-a dus nimeni. Deci oficialii români nu s-au prezentat, no, pentru că era cu firma austriacă. Da, domnul ministru Grindeanu a scris că s-a inaugurat... Adică n-a zis cine a făcut. Nu. Acum noi nu vorbim cu austriecii, ci suntem supărați pe bună dreptate pe austriecii. Uite, chiar și când fac treabă bună. Și chiar dacă firma constructoare, de fapt, ăștia de la Por austrieci, Por nu știu ce, Austria, cred că le zice. Nici am auzit ei. Da, mă rog, nu suntem de specialitate, înțeleg că sunt mari. Dar au lucrat, ei au lucrat în România, muncitori români, au plătit taxe aici, dar nu se poate, nu suntem supărați. Ok, asta e, gata, rămâne supărați. Bine, ne-a și făcut de râs că au terminat-o înainte și atunci. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.